Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt dr. Alin Popescu și alături de Catena Pas cu Pas vă invit să vizionăm împreună un nou episod din seria Prioritate în mobilitate. Prioritate în mobilitate este un proiect care încearcă să dezlușească pe înțelesul tuturor aspecte importante și impactante legate de sănătatea umană în general și de cea a aparatului locomotor în special. Spondiloza cervicală este o afecțiune degenerativă, des întâlnită în populația generală și care crește ca incidență odată cu înaintarea în vârstă. La vârste peste 60 de ani, în literatura de specialitate, pentru sexul masculin vorbim undeva de jumătate din populație, 50%, și la sexul feminin aproximativ o treime. Știm cu toții că dacă vorbim de coloana noastră vertebrală, avem o zonă cervicală, o zonă toracală și o zonă lombară. Toate zonele pot fi afectate de spondiloză, dar spondiloza la nivel cervical are niște particularități legate de faptul că practic este foarte aproape de cap, de extremitatea noastră cefalică. Și atunci suferința cervicală se poate transmite foarte ușor ascendent către extremitatea cefalică. Din punctul meu de vedere, și o spun cu toată responsabilitatea, noi nu putem preveni apariția spondilozei cervicale. Noi putem înainta momentul în care apare, să împingem către o vârstă mai înaintată și totodată putem să facem niște lucruri ca gravitatea ei, agresivitatea bolii să fie mai mică. Și aici trebuie să avem foarte mare grijă de lucruri care noi putem să le influențăm. Mișcările repetitive ale gâtului sau niște mișcări greșite, niște poziții vicioase date de folosire excesivă a telefonului, a tabletei, sedentarismul, obezitatea, fumatul, sunt niște cauze care în principiile putem corecta. Într-adevăr, există și un istoric familiar, există și niște cauze mai puțin corectabile, dar sunt niște elemente care țin de noi. Manifestările care trimit în general pacientul la medic, indiferent de vârstă, sunt un soi de durere, de rigiditate. Pacientul nu poate să facă mișcările acestea, are o stare de disconfort accentual la nivel cervical, dureri de cap care au punct de plecare în zona cefei, o durere de cap persistentă care nu te lasă, încerci să faci mișcări, încerci să și nu te lasă durerea asta, o anumită slăbiciune musculară, dar cred că cel mai frecvent sunt amorțelile, furnicăturile la nivelul umerilor, brațelor, mâinilor până în degete. De ce apar aceste amorțeli? Apar aceste amorțeli datorită compresiei pe care degenerările date de spondiloză le exercită asupra nervilor care pleacă din zona respectivă. Acum nu trebuie să fim prăpăstioși, dragi privitori, foarte puține cazuri de spondiloză ajung la operație. Marea majoritate a cazurilor le putem controla prin recuperare medicală. A rare ori există într-adevăr o compresie pe nerv atât de mare încât trebuie să apelăm la tratament neurochirurgical. Diagnosticul de spondiloză de obicei se pune pe anamneză, examen clinic și eventual o radiografie care să ne arate profilele osoase de la respectivul segment. Dacă există o durere suficient de mare sau dacă există suspiciuni de leziune semnificativă pe disc / nerv, examenul care lămurește complet diagnosticul este examenul RMN, deci un RMN cervical nativ, un RMN cervical fără substanță de contrast. În urma acestui RMN știind exact și cât și cum suferă emergenția nervoasă, deci plecările nervilor din zona respectivă. Tratamentul este de obicei un tratament dedicat fazei acute, care conține antiinflamatori nesteroidiene sau la limită și la indicația strictă a medicului specialist steroidiene, adică corticoizi, care de obicei se dau pe rost
pot fi dat și injectabil și la limită chiar infiltrații locale, dacă durerea este foarte mare, se pot da niște painkillere, niște substanțe care nu sunt neapărat antiinflamatorii, dar combat durerea, atât la nivel central cât și periferic, după care ar trebui să profităm de momente de acalmie, să facem recuperare, adică să facem chetoterapie, hidrochetoterapie, electroterapie, masaj și așa mai departe, pentru a preveni o reacutizare. La limită, dacă durerile sunt foarte, foarte mari, dacă avem un puseu hiperalgic, la indicația medicului neurolog sau medicului de recuperare medicală sau medicului sportiv sau la limita medicului neurochirurg, putem folosi niște gulere care să imobilizeze pe o perioadă determinată de timp zona respectivă pentru a genera o anumită relaxare musculară și a controla durerea. Înainte de încheiere, pentru că vorbeam să nu fim obezi, sedentari, să nu fumăm și așa mai departe, ca profilaxie primară pentru spondioza cervicală, un alt aspect important este să avem cu toți acasă o saltea superortopedică care ne va genera un somn de calitate. Să nu uităm că somnul reprezintă undeva cam o treime din timpul nostru zilnic. Deci dormim foarte mult, cu salteaua stăm cel mai mult în contact într-o zi, da? Nici măcar cu scaunul ne mai ridicăm, facem cea, salteaua e contactul nostru cel mai îndelungat pe 24/2 și totodată o pernă de calitate, o pernă care să dea cu adevărat un suport cervical real și să nu facă mai mult rău decât bine. Știți cum e cu pernele? Unele nu te ajută, nu te încurcă, altele te ajută, dar unele te pot și încurca. Deci din acest punct de vedere, mare grijă să avem o pernă care cu adevărat să genereze suportul cervical.